În seara aceasta, pentru că suntem în contextul în care așteptăm minunea lui Dumnezeu, umplerea, botezul, reumplerea cu Duhul Sfânt, am fost îndemnat de Dumnezeu să vă aduc aminte de textul acesta din Scripturi și să prezint mesajul acesta pe care l-am intitulat Ce să faci pentru ca în viața ta, în familia ta, în biserica ta, să aduci minunea lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta pentru că minunile sunt unele dintre cele mai de dorit evenimente care se întâmplă între oameni. Știm bine din Biblie că Iisus, Domnul, a făcut multe minuni și în numele Lui și astăzi se mai fac minuni. Aș vrea în seara aceasta să ne gândim împreună care este scopul pe care Dumnezeu îl are atunci când face o minune. De foarte multe ori, noi credem că scopul pe care Dumnezeu îl are atunci când face o minune este un scop educativ, pedagogic. Adică, Dumnezeu încearcă să-i educe pe oameni, să stimuleze, să producă și să mărească credința acestora făcând minuni. Dar aș vrea să vă aduc aminte în această seară privind în Biblie că Dumnezeu nu face minuni cu scop educativ, ci motivul pe care Dumnezeu îl are atunci când face o minune este ca să răspundă unei nevoi. Observați cele trei seturi de minuni ale lumii, eu le-am pus în buletinul duminical la pagina păstorului, minunea ale evului mediu, minunea ale lumii antice, minuni naturale ale lumii, dincolo de acestea sunt foarte multe alte minuni pe care ni le prezintă Biblia, ni le prezintă istoria. Noi toți vrem să le vizităm, vrem să le vedem, vrem explicații despre ele. Ei bine, toate minunile făcute de Dumnezeu nu au scopul să producă și să mărească credința din inima omului, nu au un scop pedagogic, ci scopul cu care Dumnezeu face minuni este ca să răspundă în mod concret unei nevoi concrete. Priviți, vă rog frumos, în 1 Corinteni, capitolul 10, în primele 5 versete. Aici apostolul Pavel ne vorbește despre unul dintre cele mai mari momente în care Dumnezeu scoate poporul evreu din prizonieratul egiptean. Și el spune, fraților, eu nu vreau ca voi să nu știți că părinții noștri au fost sub nor, o minune, au trecut prin mare, o altă minune, au fost botezați în nor și în mare, alte minuni, au mâncat o mâncare duhovnicească, altă minune, au băut băutură duhovnicească. Știți felul în care i-a hrănit Dumnezeu? Știți felul în care Dumnezeu le-a oferit apă într-un mod supranatural? Oamenii aceștia au fost generația care au văzut poate cele mai mari minuni. Într-o perioadă scurtă de timp, Dumnezeu a concentrat foarte multe minuni acolo. Și generația aceasta de oameni, ieșit din prizonierat, mergând prin pustie spre Canaan, au fost martori la foarte multe minuni, supranaturale, la evenimente inexplicabile. Și ai fi zis, oamenii aceștia văzând atâtea minuni, ar trebui să fie extrem de credincioși, să aibă caracter, să fie fidel Domnului, să fie integri și să fie dedicați. Însă versetul 6 răstoarnă așteptările noastre și spune, totuși, versetul 5, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Este posibil să vezi un drum prin apă care se creează pentru ca să treci, iar când egiptenii care te urmăresc vor și ei să treacă, să se închidă apa și să-i nece și mai apoi să nu fii credincios Domnului?
Este posibil să fii hrănit în pustie unde este doar nisip și soare, să cadă din cer mâncare și totuși să nu fii credincios? Este posibil să fii însetat și la minunea lui Dumnezeu din stâncă, din piatră să țâșnească apă și totuși să rămâi necredincios Domnului? Este posibil să te călăuzească ziua și noaptea, un nor și un stâlp de foc și totuși să fii necredincios Domnului? Da, pentru că minunile nu au scop instructiv, nu au scop educativ, nu au scop pedagogic. Minunile pe care Dumnezeu le-a făcut, nu le-a făcut pentru ca să-i instruiască și să-i educe pe ei, ci le-a făcut ca să răspundă la nevoile lor. Când a căzut mană din cer, Dumnezeu n-a vrut să le dea o lecție de pedagogie, ci Dumnezeu a vrut să-i hrănească. Când a ieșit apă din stâncă, Dumnezeu nu a vrut neapărat să mărească credința lor în El, ci a vrut neapărat, în primul rând, să adape trupurile lor și să le ofere răspuns la nevoia lor. Când Dumnezeu a făcut drum prin apă, l-a făcut pentru că ei aveau nevoie să fie dincolo, pe malul celălalt. Când Dumnezeu a închis apa peste armata egipteană care îi urmărea, Dumnezeu nu a vrut să facă spectacol, ci Dumnezeu a vrut să-și protejeze poporul care urma să fie nimicit de ostașii pregătiți ai lui Faraon. Scopul cu care Dumnezeu face minuni nu este să creeze senzație, nu este să ofere lecții pedagogice, nu este să facă spectacol în cinstea numelui Său, ci este să răspundă unor nevoi concrete pe care le are poporul Său. Credința noastră este făcută și dezvoltată de cuvântul Domnului. Prin cuvântul Domnului vine credința și prin cuvântul Domnului ni se mărește încrederea în Dumnezeu. Minunile ajută, minunile stimulează, minunile creează entuziasm, pasiune, dar în mod concret rolul lor nu este să mărească credința, ci este să răspundă nevoilor. Credința se mărește din Scripturi, prin cuvântul Domnului vine și se dezvoltă credința. De aceea Dumnezeu ne invită să înghițim cuvântul acesta, să-l avem în noi. De aceea Biserica Betania are un proiect de citire a Bibliei într-un an de zile, pentru că noi nu vom deveni credincioși văzând evenimente supranaturale. Am văzut multe. Noi devenim credincioși luând cuvântul Domnului și luminându-ne cărarea vieții cu El. Ce trebuie să facă omul ca să aducă minunea lui Dumnezeu în viața lui și minunea aceasta să răspundă la nevoile lui? Nevoi spirituale, nevoi intelectuale, nevoi emoționale, nevoi biologice. Aceste patru dimensiuni ale existenței umane. Ce trebuie să facă omul? Am ales textul acesta din Scripturi. Marcu capitolul 6, unde Dumnezeu face o minune. Și observăm că și minunea aceasta, Dumnezeu a făcut-o pur și simplu, ca să răspundă nevoilor lor. Oamenii aceștia aveau o nevoie și Dumnezeu le împlinește nevoia. Și când Dumnezeu acționează și le împlinește nevoia, acțiunea lui Dumnezeu este supranaturală pentru că El este supranatural. Și oamenii care privesc această acțiune supranaturală o califică și o numesc minune. Ce este minunea? Minunea este o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, care se manifestă în lumea fizică, depășind legile naturale, legile firii, legile normale. Și minunea aceasta descoperă puterea și prezența lui Dumnezeu, dar și rezolvă nevoia oamenilor pentru care Dumnezeu face minunea. Minunea nu poate fi explicată. Minunea se crede sau se respinge, dar ea nu poate fi explicată. O minune se acceptă prin credință, dar ca să explici intelectual, logic, științific o minune,
atunci, în momentul în care reușești să explici o minune, ea nu mai este minune. Minunea rămâne minune atâta timp cât nu se poate explica. Dacă omul are capacitatea să înțeleagă pe deplin și să se ridice la nivelul minunii, ea deja nu mai este minune. Ce trebuie să faci ca să aduci o minune în viața ta, în casa ta, în biserica ta? Noi ne rugăm pentru o minune, pentru minunea botezului cu Duhul Sfânt. Noi știm că suntem ființe umane predispuse slăbiciunilor pământești, firești. Și noi vrem să trăim cu integritate, cu demnitate, pentru onoarea Regelui Iisus Hristos, dar nu avem putința practică să ne ridicăm la teoria și la nivelul așteptărilor noastre și ale lui Dumnezeu. De aceea spunem, Doamne, împuternicește-ne prin Duhul Sfânt. De asemenea, vrem să-i slujim Domnului, să fim instrumente destoinice pentru împlinirea intereselor Lui, dar nu avem destoinicia, abilitatea, răbdarea necesară pentru ca să fim suficienți de abili în mâna Domnului. De aceea avem nevoie de o putere din afara noastră care să lucreze în noi. Pentru că în Fapte, capitolul 1, versetul 8, Biblia spune: când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, veți primi o putere. Aici nu-i vorba de persoana Duhului Sfânt care mântuiește. Aici este vorba despre o experiență supranaturală, specială, superioară, care ridică condiția omului mântuit la un nivel special, pentru a fi folosit de Dumnezeu în exterior, pentru lucrări speciale. Ce să facem ca să aducem minunea lui Dumnezeu în viața noastră? Ne rugăm pentru vindecări, ne rugăm pentru eliberări, ne rugăm pentru dedicare, ne rugăm pentru foarte multe lucruri care ne depășesc ca pământeni. Banii noștri nu pot împlini rugăciunea, de aceea cerem lui Dumnezeu cu puterea supranaturală care ne depășește pe noi, dar pe care El o are, să împlinească rugăciunea noastră. Ce trebuie să facem să aducem minunea lui Dumnezeu în viața noastră? Vă chem în această seară, dragi prieteni, care aveți pasiune pentru Evanghelie, și eu apreciez mult faptul că duminică seara veniți să privim împreună în această carte care de-a lungul istoriei umane a mântuit oameni, a vindecat oameni, a eliberat și a mângâiat oameni. Apreciez prezența dumneavoastră aici. Aceasta îl onorează pe Dumnezeu și vă binecuvintează pe dumneavoastră. În seara aceasta vreau să privim în textul acesta pe care l-am citit și să observăm câteva lucruri. Nu toate cele care ar putea fi observate, ci doar câteva în ideea aceasta, ce trebuie să faci ca să aduci minunea lui Dumnezeu în viața ta. În primul rând, ce a făcut Iisus Hristos? El a avut compasiune pentru oameni. Dacă veți privi în schița predicii din buletinul dumneavoastră duminical, acolo sunt câteva repere și aveți loc de completat în situația în care vreți să vă așezați câteva gânduri ca ele să rămână pentru vremurile în care memoria nu o să vă mai ajute, dar hârtia o să rămână. În primul rând, Domnul Iisus Hristos a avut compasiune. Pentru cine? Pentru oameni. Compasiune este compus din două cuvinte: com, care înseamnă a fi, și patia, care înseamnă a suferi. Deci, compasiune înseamnă să fii în stare să suferi pentru alții, să accepți să suferi pentru alții. Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu alături de Tatăl și de Duhul Sfânt. Era pe tronul Universului, era atotputernic, era deasupra problemelor, deasupra timpului și deasupra spațiului. Dar El, din iubire, pentru că a acceptat să sufere pentru oameni, să-i înțeleagă și să-i ajute, El a intrat în lumea terestră, în timp și spațiu, luând un trup omenesc, prin nașterea din fecioară, în condiția cea mai modestă. A venit în lumea noastră pentru ca să se identifice cu noi și pentru ca să ne poată înțelege suferind suferința noastră, plângând plânsul nostru, mergând alături de mersul nostru și trăind traiul nostru. Domnul Iisus Hristos a avut compasiune pentru oameni și de aceea a venit printre noi. El nu a avut compasiune din ceruri,
ci și-a părăsit confortul și a venit în lumea noastră pentru că El a avut compasiune pentru noi. Și minunea lui Dumnezeu s-a întâmplat în viața Domnului Iisus, în primul rând, pentru că Domnul a avut milă, Domnul a avut iubire practică, Domnul a avut răspunsuri concrete, Domnul a suferit cu suferința oamenilor, El a avut compasiune pentru ei. El a fost întotdeauna milos și sensibil în tot ce a făcut. Priviți, vă rog, în versetul 31, lui a fost milă de slujitori. În primul rând, lui a fost milă de slujitori. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. De ce? Pentru că erau mulți dintre slujitori care nu aveau vreme nici să mănânce. Pentru că prinși în entuziasmul slujirii, în râvna de a fi folositorul lui Dumnezeu, ei nu-și mai făceau timp pentru ei. Se duceau, veneau, iar plecau, iar se întorceau și erau întru dute vino pentru onoarea regelui, uitând de ei, uitând de nevoile lor. Și atunci Dumnezeu, care are echilibru în tot ce face, El îi oprește puțin din excesul lor de zel, din exagerarea slujirii lor și le spune, veniți un pic la o parte, pentru că sunteți din carne. Sunteți limitați și aveți nevoie să vă odihniți. Dacă continuați așa, în câțiva ani nu o să mai fiți buni să slujiți. Veniți un pic la o parte. Mie îmi pasă de voi că sunteți slujitorii mei, sunteți armata mea, iar eu, generalul vostru, vreau ca să vă păstrez pe voi într-o stare de funcționare cât mai mult timp posibil, pentru ca să fiți roditori pentru onoarea mea și pentru împlinirea intereselor mele. Veniți un pic la o parte. Observați că nici un fariseu nu s-a îngrijit de ucenicii Domnului. Observați că nici părinții lor nu s-au îngrijit de ei. Observați că nici ei nu s-au îngrijit de unii de alții. Singurul care a avut milă de ei, singurul care a avut o inimă sensibilă și delicată pentru nevoile concrete ale existenței umane, a fost Domnul. A Lui să fie gloria. Lui Dumnezeu îi pasă de slujitorii Lui. Sigur că slujitorii sunt de foarte multe feluri. Unii sunt într-o extremă, fac prea mult. Alții sunt în cealaltă extremă, fac prea puțin. Alții sunt probabil la mijloc, fac cât trebuie. Dar observați că Domnul se duce la cei care făceau prea mult și se extenuau, se expuneau la depresie, la supra-solicitare, la epuizare și le spune, trageți-vă puțin deoparte pentru că vreau să vă ofer o pauză, o recreație, un timp în care să vă revitalizați. Vreau să slujiți, dar în echilibru. Domnul a avut compasiune pentru slujitorii săi. Niciun general nu-și menajează așa de delicat oastea, soldații, așa cum o face Iisus. Generalii pentru victorie și aruncă armata în luptă. Însă Domnul Iisus Hristos le spune, opriți-vă puțin din lupta voastră, veniți puțin la o parte, pentru că aveți nevoie de odihnă. Aveți nevoie de un timp în care să vă refaceți. Aș vrea să te întreb, dacă Domnul a făcut așa cu slujitorii Lui atunci, și asta s-a numit compasiune, în ce fel, în mod practic, această compasiune se manifestă astăzi între noi? Observați apoi versetul 34. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod. I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care nu aveau păstor. A doua categorie de oameni de care Domnului s-a făcut milă a fost gloatele, norodul, poporul care era adunat acolo să vadă minunile, să beneficieze minunile, să se întâmple în viața lor și să se schimbe destinul lor. Oamenii aceștia erau acolo și uitau de ei. Mergeau după Domnul în pustie fără să se mai gândească că n-au provizii, n-au apă, n-au mâncare pentru dus și mai ales pentru întors. De dragul minunilor, de dragul nevoilor lor care urmau să fie împlinute de minunea lui Dumnezeu, ei mergeau și uitau de ei. Și Domnul îi vede fără apă, nemâncați, fără un pic de umbră în soarele torid al Orientului și îi se face milă de ei. Unde este astăzi omul căruia să-i fie milă de noi? Unde este astăzi inima aceea care să se îngrijească de mine și de dumneata? Care să-ți spună, oprește-te puțin că ești doar făcut din țărână. Omule,
Menajează-te puțin pentru ca și la anul să poți produce pentru Dumnezeu, pentru familia ta, pentru tine. Unde e astăzi iubirea aceea care a dat echilibru oamenilor și care a răspuns nevoilor lor? Este ceea ce nu pot produce banii noștri, milă și iubire. Atunci când Domnul a trăit, El a avut milă de oameni. El i-a iubit cu fapta, Lui a păsat de ei, de nevoile lor, de setea lor, de foamea lor, de oboseala lor excesivă. Și El s-a îngrijit de ei, pentru că El este Dumnezeu. Compasiunea Domnului Iisus Hristos a provocat minunea, a adus minunea. Observați în ce fel răspunde Domnul Iisus Hristos la nevoile acestor oameni și pe mine mă surprinde efectiv modul în care răspunde Domnul. Haideți să citim împreună. Când a ieșit Iisus din corabie, a văzut mult norod. I s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care nu aveau păstor. Întrebare, în ce fel ați procedat dumneavoastră acum ca să răspundeți la nevoile lor? Probabil ați procura apă, probabil ați aduce ceva de mâncare, probabil ați face un acoperiș și oamenii să stea la umbră, pentru că v-ați gândit, sunt însetați, sunt nemâncați, sunt arși de soare. Dar observați cum procedează Domnul. Și citim în încheierea versetului 34, El a început să-i învețe. Poftim? Pe niște oameni obosiți? Pe niște oameni nemâncați? Pe niște oameni însetați și arși de soare? Adică vrei să-mi spui că ți-e milă de ei și când colo tu te-a pus să-i înveți și câte lucruri i-a învățat? Multe lucruri! Asta înseamnă că Domnul i-a învățat cel puțin vreo 2-3 ore. Pe oamenii aceia, da. Dar nu s-a gândit că le e foame, că le este sete, că sunt arși de soare. Ba da. Observați ce spune cuvântul Domnului mai departe. Versetul 37. Dați-le să mănânce. Dați-le voi să mănânce. Dați-le voi să mănânce. Însă înainte să le ofere mâncare, Domnul le-a dat cuvântul. Principiile pe care le-a adus din cer, înainte să le ofere pâine, pește și apă, Domnul le-a oferit cuvântul său. Aduceți-vă aminte când slăbănogul este purtat pe o rogojină de cei 4 prieteni ai lui și este adus în prezența Domnului să fie vindecat. Domnul procedează într-un mod care ne miră cel puțin. Omul acela a fost adus să fie vindecat. Domnul Iisus îl privește și spune, fiule, păcatele ți-sunt iertate. Poftim? Dar eu nu l-am adus aici să ierți păcatele. Eu l-am adus să-l vindeci. Nu avem acum timp să ierți păcatele. O să te ocupi altă dată și de asta. Dar marea lui nevoie este vindecarea trupului. Domnul îi privește și le spune, credeți că eu n-am putere și să-i vindec trupul? Dar cum să-i vindec trupul dacă nu iert mai întâi păcatele care sunt un zid de despărțire între mine și Dumnezeu? Între om și mine, între om și Dumnezeu. Cum? Și ca să vedeți că Fiul omului are putere, ție-ți poruncesc, ridică-ți patul și umblă. Slavă lui Dumnezeu! Un om este adus să fie vindecat și primul lucru pe care îl face Iisus este să-l ierte. Prietene, oriunde ești în sala aceasta, în această seară, nu vei scăpa niciodată de această afirmație pe care o fac chiar acum. Marea nevoie a existenței tale este iertarea păcatelor. Cea mai mare nevoie pe care o ai în seara aceasta este să-ți ierte Dumnezeu păcatele. Știu că ai multe nevoi, ca și mine. Oricât de mulți bani ai avea, rămâi un om care ai nevoi. Dar dincolo de toate nevoile pe care le ai, cea mai mare dintre ele este să te ierte Dumnezeu de vinovăția ta. Este să vină sângele Domnului Iisus și să-ți ierte păcatele care cheamă condamnarea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face Domnul este să ierte păcatele și mai apoi să se oprească asupra trupului, care oricum peste o vreme tot se duce în țărână și prin putrefacție se identifică cu materia din care a fost luat. Întorcându-ne la textul din Marcu,
Observăm că Domnul Iisus Hristos nu s-a ocupat în primul rând de nevoile trupești, pentru că Dumnezeu a venit pe pământ să aducă împărăția lui Dumnezeu, care nu este formată din lucruri firești și pământești, ci este formată din lucruri cerești și duhovnicești. Și prima nevoie de care se ocupă Mântuitorul Iisus Hristos este duhul lor, caracterul lor, comportamentul lor. Și Domnul îi învață. Ce credeți că i-a învățat? Evanghelia ne prezintă învățăturile Domnului. Pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cine mințea, să nu mai mintă. Și toate celelalte porunci pe care Domnul le-a dat, El întotdeauna le-a rostit, le-a spus, pentru că El a venit să aducă lucrurile din lumea lui Dumnezeu în lumea noastră, pentru ca lumea noastră să devină ca lumea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, în primul rând, s-a ocupat de această nevoie a sufletului omenesc. De ce? El a avut compasiune. Dacă aveți compasiune pentru copiii dumneavoastră, scumpii mei, dragi părinți, nu-i suficient să le luați cele mai tari computere, cele mai sofisticate mașini, cele mai puternice jucării și game-uri, nu-i destul. Ocupați-vă de sufletul lor. Ocupați-vă de educația lor, de caracterul lor, de viitorul lor. Ocupați-vă de veșnicia lor. Nu-i suficient să instruiți doar pentru pământ. Aici trăim puțin. Instruiți-i pentru cer. Lăsați-i în locuri unde sunt expuși educației biblice. Lăsați-i în proiecte, în programe unde sunt învățați nu doar pentru pământ, ci sunt învățați cum să-L urmeze pe rege. Lăsați-i în locuri unde se repetă cuvintele Evangheliei. Este în folosul și este în beneficiu viitorului copiilor dumneavoastră. Nu vă ocupați doar ca să aibă ce să mănânce. Este important, dar aceasta este în al doilea rând. În primul rând, răspundeți nevoile sufletului. Așa a făcut Iisus, cu niște oameni însetați, cu niște oameni flămânzi, cu niște oameni obosiți. A neglijat în aparență nevoia lor fizică, umană, biologică și s-a ocupat de sufletul lor. Scumpi părinți, o să plătim scump comoditatea noastră în ceea ce privește responsabilitatea spirituală față de copii. O să plătim scump că le permitem copiilor să lipsească de la programele bisericii, poate singurele care le pot oferi măcar puțin, pentru că puțin e mai mult decât deloc. Aduceți-i la programele bisericii să fie expuși Evangheliei, legilor lui Dumnezeu, pentru că Domnul, atunci când s-a întâlnit cu niște oameni însetați și flămânzi, i-a mai ținut câteva ore ca să învețe multe lucruri. El știa că îi poate hrăni imediat, dar îi hrănește și apoi merg în iad. De aceea a spus, mai aveți puțină răbdare, pentru că vreau să mă ocup de veșnicia voastră. Vreau să mă ocup de viitorul vostru veșnic, pentru ca să fiți cu mine. Nu vreau să stau în împărăția mea fără voi. Nu vreau să vă văd arzând în iad, fără să vă mai pot scoate de acolo. Vreau să vă învăț astăzi lucruri care va schimba destinul vostru. Vreau să vă spun lucruri care o să vă schimbe viața și care o să facă o diferență în viața voastră. În cuvântul acesta există putere. Cuvântul acesta a schimbat milioane de oameni până astăzi. A schimbat viața mea. A schimbat viața dumitale. Ești aici pentru că respecti cuvântul acesta și pe cel care l-a rostit. Fără acest cuvânt n-avem nicio șansă, în el există putere, puterea lui Dumnezeu, cea foarte mare și nemărginită. Expuneți-vă legilor lui Dumnezeu, citiți Biblia, expuneți-vă copiii la Biblie, citiți împreună cu ei Biblia, trimiteți-i la programele bisericii, nu ascultați de unul și de altul că sunt slabe, că nu au randament, că mai bine se poate și fără, nu-i ascultați! Iisus i-a expus pe oameni la Evanghelie! Toate lucrurile sunt importante, dar cea mai importantă este Evanghelia. Trupul nostru este important, dar cel mai important este sufletul. Minunea lui Dumnezeu se va întâmpla atunci când Evanghelia lui Dumnezeu va fi pusă mai sus decât pâinea. Minunea lui Dumnezeu se va întâmpla atunci când Evanghelia lui Iisus Hristos va fi pusă mai sus decât jusul, decât apa, decât confortul. Știe Dumnezeu cu cine să facă minunile Lui. Știe! Pe Dumnezeu nu-L înșelăm. Dumnezeu califică motivația noastră. Dumnezeu vede adevărata atitudine a inimii și a minții noastre.
Ce să facem ca să provocăm minunea lui Dumnezeu între noi? Să avem milă și să avem respect pentru Evanghelie mai mult decât pentru necesitățile biologice. Să primeze Duhul. Haideți să ne gândim cât muncim pentru trup. Aproape tot timpul pe care îl avem este cinstit, atât valorează sufletul nostru, nimic. Știți cât timp ne ia ca să citim, după calendarul pe care îl avem, să citim împreună Biblia într-un an de zile? Știți cât timp ne ia ca să citim 3 capitole într-o zi? 10 minute. Dacă citiți mai greu, 12 minute. Și 5 minute să ne rugăm, 15 minute. Dacă sufletul meu nu merită 15 minute într-o zi, atunci o să mi-l pierd. Dar sufletul meu merită mai mult decât 15 minute. De aceea nu aștept pe Dumnezeu să-mi facă timp, ci îmi fac singur. Cunosc o persoană care nu avea niciodată timp de Biblie, de rugăciune și de părtășie. Era foarte, foarte ocupat. Și într-o zi s-a îmbolnăvit de o boală și pentru asta a trebuit să stea 27 de zile în spital. N-a fost o boală periculoasă pentru el, dar l-a ținut la pat și era separat de alți bolnavi. Și l-am vizitat într-o zi și era singur acolo. Și primul lucru pe care mi l-a spus, cred că avea deja o săptămână și ceva de când era acolo, primul lucru pe care mi l-a spus a fost: frate Luigi, dacă am învățat ceva stând mai bine de 3 săptămâni în spitalul ăsta, am învățat să mă rog. Și i-am cerut explicații: frate, încearcă să-mi explici, cum ai învățat să te rogi? Și el spunea: tot timpul m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, fă-mi timp, că n-am timp. Și acum Dumnezeu mi-a făcut timp 27 de zile să stau și să citesc Biblia. De acum încolo am să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, lasă-mă că-mi fac singur timp. Dacă nu poți să-ți faci singur timp și dacă Dumnezeu te iubește, să știi că o să-ți facă El timp, dar s-ar putea să nu agreiezi cu metoda lui Dumnezeu. Te rog, fă-ți singur timp. Oprește-te dimineața sau seara și manifestă respect și prioritate pentru Evanghelie. În felul acesta arăți compasiune pentru propriul suflet și pentru sufletele altora. Nu se va întâmpla niciodată minunea lui Dumnezeu în mijlocul unor oameni care pun trupul și nevoile lui mai presus decât suflet și nevoile acestuia. Niciodată! Niciodată! Minunea nu o fac eu, eu o chem alături de dumneavoastră, dar cel ce o face este Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu face orbește, El răspunde unor nevoi. Dar Dumnezeu vrea să ne conducă să ne identificăm adevărata nevoie, care în primul rând este sufletul nostru. Domnul Iisus Hristos a avut compasiune. Observați că El se apropie de oameni și când El se apropie de oameni are milă de ei. Lăsați-mă să vă ofer câteva exemple și, dacă vreți, vă rog respectuos să mă urmăriți. Luca capitolul 18, versetul 38. Domnul se apropie de Erihon și la marginea acestui oraș populat, plin de oameni, între miile, între zecile de mii de oameni pe care îi întâlnește Domnul în orașul acela, un oraș mare al vremii de atunci, undeva la marginea orașului este un orb, un om cu hainele care miroseau greu, un om care nu vedea și n-a văzut niciodată. Și omul acesta, orb, nu mai avea nicio soluție pentru handicapul lui fizic, dar aude și el pe oamenii trecând pe drum că s-a născut unul, s-a ridicat unul, un proroc. O fi Ilie, o fi Ioan Botezătorul, nu se știe, dar e un proroc prin care lucrează Dumnezeu cu semne și minuni și îl cheamă Iisus din Nazaret și el vindecă bolnavii și el dă vedere orbilor și el dă auz surzilor. Și în inima lui Bartimeu încolțește o speranță: ah, dacă ar trece într-o zi pe drumul acesta și aș avea ocazia să-l strig. Și nu trece mult și aude că Iisus iese din oraș și trece chiar pe acolo. Și omul ăsta spune la ceilalți care erau scoși din cetate, dar vedeau: vă rog, când trece Iisus să-mi spuneți că eu nu văd. Și foarte probabil că atunci când Iisus se apropie cu lumea multă care îl urmau, probabil cineva de lângă el care vede îi spune: fii atent că Iisus este la 10 metri în fața ta. Și atunci omul acesta, cu o disperare pe care o dă doar nevoia, atenție, cu o disperare pe care o dă nevoia, omul acesta țipă și nu mai ține cont de regulile de bun simț.
Nu mai ține cont de bunele maniere, nu mai ține cont de decență, nu mai are respect față de cei din jur. El are o nevoie care trebuie rezolvată și țipă: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Ucenicii spun: mă, potolește-te, vezi de treaba ta. Însă Iisus se oprește. Se întoarce spre el și face o afirmație care zguduie. Aduceți-l la mine. Îl privește și întreabă: ce vrei să-ți fac? Un orb, murdar, fără valoare, respins de societate, la marginea drumului, la marginea orașului, regele regilor se oprește în dreptul lui. Și ca și cum era singura persoană de pe Tera pentru care el avea timp, îi neglijează pe toți, stă în fața unui orb care este adus bâșbâind la el și îl întreabă: ce vrei să-ți fac? Câți dintre noi nu așteptă clipa aceasta când va veni Iisus într-un fel, ziua sau noaptea, la nevoia din trupul nostru sau din familia noastră sau din biserica noastră? Câți dintre noi, când cerem botezul cu Duhul Sfânt, nu așteptăm clipa când să vedem sau să auzim ceva supranatural și să fim întrebați: de ce ești aici? De ce postești? De ce te rogi? De ce plângi pentru copilul tău sau pentru partenerul tău, pentru părinții tăi? Ce vrei să-ți fac? Câți dintre noi nu sperăm că într-o zi vom auzi această întrebare care ne va schimba destinul pentru întotdeauna? Și acest om care nu merita nimic, un om fără valoare, murdar și orb, regele se oprește în fața lui și ca și cum ar fi fost un împărat, îl întreabă: ce vrei să-ți fac? Răspunsul lui este simplu, ca și el: să-mi capăt vederea. Să-ți capeți vederea? Bine, capătă-ți vederea. Așa simplu? Da. Nu rostești nicio formulă specială? Nu. Nu faci nicio rugăciune specială pentru mine? Nu. Nu spui mâinile peste mine? Nu. Nu tu hotărăști ce să fac eu. Ai cerut să-ți capeți vederea? Capătă-ți vederea. Asta se numește compasiune. Să stai de vorbă și cu oamenii care n-au valoare. Să-ți fie milă de sufletul lor. Sufletul omului sărac este la fel de important ca sufletul omului bogat. Sufletul omului puțin inteligent este la fel de important ca sufletul celui mai inteligent om de pe Tera. Sufletele n-au diferență de valoare. Există diferență de valoare profesională, intelectuală, materială sau altfel, dar sufletul nu face valoare între unul și celălalt. Și Iisus a fost primul care a știut asta și ne-a învățat și pe noi. Va face asta vreo diferență în viața ta începând cu seara aceasta? Vrei să se întâmple o minune? Trebuie să ai compasiune. Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de Erihon și l-a vindecat pe Bartimeu. Priviți Luca 19, capitolul următor, versetul 41. Iisus se apropie de Ierusalim. Și pentru cetatea aceasta, pentru care toate imperiile vremii au venit cu armată, cu sulițe și cu spade, de data aceasta coboară Fiul lui Dumnezeu desculț și plânge. Biblia nu ne spune despre mulți oameni care au plâns pentru Ierusalim. Toți au venit să ia vasele de aur, să le ia femeile și copiii, să-i pună în armata lor, să-i ducă în robie. Dar într-o zi a venit unul care umbla desculț, care n-avea nici perină, care n-avea nici pătură, care nu avea nimic. Care avea doar o viață și dorea să o împartă cu toți oamenii. A venit și coborând pe deal, plângea și spunea: Ierusalime, Ierusalime, am venit să te strâng așa cum o cloșcă strânge puii. Dacă ai fi înțeles tu măcar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar care sunt ascunse de ochii tăi. Ori de câte ori am un moment de meditație, îmi vine în minte această întrebare: nu cumva și eu trec pe lângă lucrurile care pot să-mi dea pacea și nu le văd? Nu cumva și eu nu mai sunt dispus să privesc în față și cu demnitate lucrurile care pot să-mi dea pacea, alegând pe celelalte care îmi dau plăcerea?
Deseori aleg lucrurile care îmi dau plăcerea, care îmi dau satisfacție pământească și nu aleg lucrurile care îmi dau pacea. Rugăciunea sigur îți dă pacea, dar dacă te duci într-un alt loc și faci alte lucruri, acolo s-ar putea să-ți dea plăcere, dar niciodată pace. Și când te întorci acasă, sufletul ți este așa făcut ca aluatul, ți este frământat și zbuciumat, pentru că ți-ai pierdut pacea pentru o plăcere. Ai cumpărat plăcerea în schimbul păcii pe care ai vândut-o. Hristos plângea, apropiindu-se de miile de oameni care aveau o părere bună despre ei și le spuneau, dacă m-ați fi înțeles, dar nu mă înțelegeți. Oamenii aceia care toată ziua stăteau cu Scriptura în mână, care aveau ciucuri la haine și versete lipite pe ei, oamenii aceia care învățau pe alții, oamenii aceia care posteau și făceau dărnicie și plăteau zeciuială din toate bunurile, din toată recolta lor, oamenii aceia nu-L înțelegeau pe Domnul? Nu! Mă întreb în această seară, după 2000 de ani, măcar eu îl înțeleg pe Domnul? Măcar eu îl înțeleg pe Domnul? Sau mă înțeleg doar pe mine și nevoile mele trupești și plăcerile mele pentru care mă zbat ziua și noaptea să le împlinesc? Eu, măcar eu! Că nu știu cât mai am de trăit și trebuie să răspund aceste întrebări. Măcar eu! Eu răspund, eu înțeleg... Sau și eu sunt la fel ca ceilalți din vremea lui Isus? Și am trăit degeaba și a investit Dumnezeu degeaba în mine și mi-a dat Dumnezeu binecuvântare după binecuvântare să-mi ridic ochii spre cer și să-i spun mulțumesc și n-am avut timp pentru că am vrut încă o binecuvântare, sperând că două vor fi mai mult decât una. Măcar eu. Îți spune ceva această întrebare? Ai îndrăzneala să-ți o pui? Lași întrebarea aceasta să facă o diferență în seara aceasta în viața ta? Sau vei pleca la fel cum ai venit, ca și cum nu ai auzit nimic? Mai mult de atât, priviți cuvântul Domnului care continuă pentru noi. Luca, capitolul 24, Iisus se apropie de Emaus și găsește doi ucenici triști. Sunt și ucenici triști? Da, sunt, și nu puțini. Ucenicii deseori sunt triști. Triști, așa ne spune Scriptura, Iisus i-a privit și ei erau triști. Se întorceau înapoi în satul lor, se săturasele de Ierusalim, de capitală, și acum se întorceau din nou în satul de unde plecaseră cu 3 ani în urmă și spusese, o să vedeți voi ce ajungem noi. Și acum se întorceau înapoi. Și erau triști, dezamăgiți și nu știau ce să creadă. Și Domnul se apropie de ei. Iisuse, ai timp pentru doi oameni triști? Da. Am timp pentru un om orb? Am timp pentru o capitală care este dominată de plăceri și de religiozitate și am timp pentru doi ucenici triști. Am tot timpul din lume. Stă de vorbă cu ei și la momentul potrivit pleacă. Starea lor se schimbă și ei întreabă, nu ne ardea nouă inima în noi? Și în loc să meargă în continuare spre Emaus, se întorc din nou la slujba pe care tocmai o abandonase. De ce? Pentru că Iisus a avut compasiune pentru ei. Orice am avea, dacă nu avem milă, nu avem nimic. Singura care biruie judecata este mila. Este bună dreptatea, dar dreptatea este caustică. Este bun adevărul, dar adevărul taie, arde, distruge, dacă nu este băgat între două felii de dragoste, nu e combinat cu mila lui Dumnezeu. Cu dreptatea poți să omori un om. Întotdeauna Dumnezeu nu ne oferă doar dreptatea, dacă ne-ar trata doar cu dreptate, ne-ar arde pe toți într-o clipă. Însă în dragostea Lui ne mai oferă o clipă în care ne putem pocăi și mulțumim Domnului că ne-a deschis mintea să ne pocăim. Domnul a avut compasiune și s-a apropiat de oameni. Priviți, vă rog, Matei, capitolul 7, versetul 12, Domnul se apropie de Nain. Găsește o femeie văduvă și speranța ei rămăsese într-un copil pe care îl mai avea, un adolescent, și se agăța cu disperare de el că se va face mare și va deveni bărbat în casă, dar el moare. Moartea vine din nou în satul acesta și nu merge la altcineva, merge chiar la ea. Ia o femeie văduvă și amărâtă, care rămăsese probabil cu datorii și fără bărbat. Și moartea se duce chiar la ea și îl ia pe singurul copil.
Și femeia aceasta smulge părul și își rupe hainele și cu puțin prieteni își pune copilul într-o raclă, într-un coșciug, într-un tron și îl duce spre mormânt. Ce putea să mai facă? Îl duce la cimitir. Și convoiul morții care ieșea din Nain se întâlnește cu convoiul morții care, cu convoiul vieții care intră în Nain. Convoiul morții care ieșea din Nain se întâlnește cu convoiul vieții care intra în Nain. Iisus Hristos cu ucenicii și cu multă lume intra în Nain. Mulți s-au întâlnit cu femeia disperată și cu fiul ei mort. Dar ce să-i spui morții? Cine vorbește? Cu cine vorbește ea? Cu nimeni. Dar de data aceasta, în fața ei stătea unul mai mare decât orice persoană. Stătea regele regilor Iisus Hristos. Domnul se oprește lângă raclă și îi înviază copilul. Se apropie de ea și îi rezolvă problema. Se apropie de ea și împlinește nevoia. Minunile lui Dumnezeu se fac ca să împlinească nevoile oamenilor. Nevoile din viața mea deseori au fost împlinite de harul lui Dumnezeu. După mintea pe care o am acum, înțeleg că nu le-am meritat niciodată. N-am avut niciodată un merit special care să-l oblige pe rege să facă ceva pentru mine. Întotdeauna mi-a făcut doar pentru că a vrut el și am rămas dator și mereu și mereu și mereu m-a făcut dator cu fiecare binecuvântare pe care mi-a dat-o și pe care nu o meritam. Văd oameni fără minte astăzi în lume și eu am puțină. Văd oameni fără partenerul de viață, fără copii, fără un rost, fără un Dumnezeu și eu am din toate câte un pic. Pentru că mi-a dat Dumnezeu fără să merit. Aceasta este grația Lui, e compasiunea Lui manifestată față de mine. Sunt minunile lui Dumnezeu prezente în viața mea. Au fost minune pentru că a fost milă. Minunea vine acolo unde este milă, iar mila se exprimă în beneficiu altora. Când îți este milă de altul, Dumnezeu face o minune. Când ai respect față de oameni, Dumnezeu face o minune. Când îi iubești pe oameni și îți pare rău că le-ai greșit, Dumnezeu face o minune. Compasiunea. În al doilea rând, observați, vă rog, dacă compasiunea este versetul 34, consacrarea este versetul 38, Domnul îi privește pe ucenici și le spune, de ce stați? De ce stați și nu răspundeți nevoilor lor? De ce nu aduceți minunea? Doamne, cum să o aducem? Cum? Duceți-vă și uitați-vă câte pâine aveți. Hai, duceți-vă! Și ei se dedică acestui imperativ și se pun la treabă. Frații mei, nu există consacrare dacă nu există prezență la rugăciune, dacă nu există unire în post, dacă nu există unitate în gândire, dacă nu tragem în aceeași direcție, asta nu este consacrare. Iar dacă nu există consacrare, nu va face Dumnezeu nicio minune, poate să țipe lui Gimițoi de 10 ori mai tare decât țip acum. Țipătul meu nu-L determină pe Dumnezeu să treacă peste principiile Lui. Primul este compasiunea. Frați și surori, aveți milă. Frați și surori, consacrați-vă, faceți ceva, nu pentru mine. Eu nu merit nimic, faceți pentru rege. El merită totul. Duceți-vă și uitați-vă, le spune Iisus, de ce stați? Duceți-vă și numărați, duceți-vă și vedeți. Veniți înapoi și răspundeți-mi care este situația, aduceți-mi un raport. Vreau să știu care este realitatea. Și ei se pun la treabă, ei intră în slujbă, ei se dedică pentru cauza aceasta, ei se consacră, ei încep să alerge unul într-o parte, unul în alta. Imaginați-vă 5.000 de bărbați. Întotdeauna în Israel, când vedeați o mulțime de oameni, cei mai puțini la număr erau bărbații. Mai mulți decât bărbați erau femeile, iar și mai mulți erau copii, pentru că în vremea aceea era poligamia, iar un bărbat avea mai multe neveste și foarte mulți copii. Și dacă au fost 5.000 de bărbați, câte femei ori fi fost? Și dacă au fost 5.000 de bărbați, câți copii ori fi fost? Ei, imaginați-vă cât de greu este să intre pe toți și să faci o statistică ca să afli că sunt 5 pâini și 2 pești. A trebuit o muncă laborioasă, a trebuit întrebări serioase, a trebuit să ia pe fiecare la rând și ei nu erau mulți. Dar Domnul le-a spus, consacrați-vă, dedicați-vă, osteniți-vă, duceți-vă și veniți înapoi când ați terminat. Vreți minune? Puneți mâna la treabă! Vreți minune? Duceți-vă în slujbă! Vreți minune? Faceți ceva!
potrivit chemării pe care v-a dat-o Dumnezeu. Nu stați, nu vă uitați, nu așteptați să facă altul. Fă tu, du-te tu. Doamne, dă-le să mănânce, dă-le tu. Doamne, roagă-te, roagă-te tu. Doamne, postește, postește tu. Doamne, dă partea Domnului, dă-o tu. Eu pot să-ți iau toți banii, dar te mai las încă să-i administrezi, sperând că într-o zi vei administra corect. A venit fratele Radu de ună zi și mi-a spus din nou, fratele Luigi, frate Luigi, suntem jos cu banii, suntem în minus. Și toate proiectele pe care le-ai propus și biserica le-a acceptat să le facă, nu mai avem bani. Nu mai avem bani. Ați auzit, frați și surori? Aceasta este realitatea financiară din casieria Bisericii Betania. Consacrare. Vrem minune? Minunile lui Dumnezeu se întâmplă acolo unde oamenii se consacră, unde se zbat, unde aleargă, unde se cheltuiesc, unde transpiră și unde fac toate acestea din respect pentru El. Dacă n-ar fi El, viața noastră ar fi alta. Dacă n-ar fi El, noi n-am fi aici și n-am fi în multe locuri unde mergem de dragul Lui. Dacă n-ar fi El, ne-am cheltui banii și timpul altfel. Dar pentru că El există și pentru că Îl respectăm, Îl iubim și Îl așteptăm, ne administrăm viața întru onoarea Lui, pentru gloria Lui, pentru cinstea Lui. Consacrare rezultă minune. Nu se poate compasiune fără consacrare. Pentru că omul care are milă de oameni, imediat trece la acțiune să împlinească nevoile pe care le vede. Dacă eu am milă de cineva și văd că are o nevoie, atunci consacrarea mea înseamnă că eu mă cheltuiesc după putere, ca să împlinesc într-un fel, într-o măsură mai mică sau mai mare nevoia pe care el o are. Atunci se va întâmpla minunea. Atunci se va întâmpla minunea. Când eu voi fi o persoană consacrată. Aduceți-vă aminte de 2 Împărați, capitolul 4, versetul 2. Domnul aduce o femeie într-o situație disperată și femeia aceasta se duce la omul lui Dumnezeu și spune omul lui Dumnezeu: sunt în riscul să mi se ia copiii, mi-am pierdut bărbatul, îmi pierd și copiii, ce să mai fac, ajută-mă, ești omul lui Dumnezeu. Și el în loc să o ajute, o întreabă: ce acasă? Păi n-am nimic acasă, că de-aia am venit la tine, că n-am nimic acasă. Acasă am datorie, acasă am disperare, ce să am acasă? Eu vin la tine să-mi dai și tu mă întrebi ce am acasă? Și omul lui Dumnezeu întreabă: ce ai acasă? Acasă? Acasă am puțin unde lemn, e destul. E destul? Păi tu de ce crezi că am venit eu la tine? Acasă ai suficient unde lemn. Măi omule, am puțin, pe fundul la o strachină, un pic de unde lemn. Du-te înapoi acasă. Și încep să torni din unde lemnul acesta și o să vezi tu cum din puținul acela pe care acum îl va binecuvânta Dumnezeu, o să vezi tu cum se întâmplă o minune. Și femeia se duce acasă, închide ușa după ea și după copiii ei, pe care îi face părtaș la minunea aceasta, și începe să toarnă. Și toarnă sperând că omul lui Dumnezeu a avut dreptate. Și dintr-o dată umple vas după vas, vas după vas, vas după vas și nu se mai termină. Puțin? Când pui puținul tău în mâna lui Dumnezeu, este suficient. Dacă vrei să ai suficient, ia puținul pe care îl ai și pune-l în mâna celui care are semnul cuiului în mână. În palma aceea unde vei vedea cicatricea cuiului care ți-a adus mântuirea, să pui puținul pe care îl ai și îl va binecuvânta Dumnezeu. Nu te încrede în mult sau în puțin, nu dispera, ia puținul pe care îl ai și pune-l în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va înmulți și îl va face suficient. N-are importanță dacă asta este sănătate, sunt bani, e talent sau altceva. Pune puținul acela în mâna lui Dumnezeu și spune: Doamne, ce să-ți aduc mai mult? Sunt doar o mână de țărână, dar ce am îți aduc? Doi bani și sunt mai mult decât oricât altcâtva. Unde există consacrare, nu mai are importanță dacă te consacri cu mult sau cu puțin. Asta pe Dumnezeu nu-L interesează, oricum Dumnezeu nu depinde de ce avem noi, ci Dumnezeu vrea să ne vadă pe noi acolo, vrea să ne vadă mișcându-ne, vrea să ne vadă prezenți, vrea să ne vadă cu inimă, cu râvnă, cu interes. Dați-le voi, faceți voi, rugați-vă voi, postiți voi, dăruiți voi, osteniți-vă voi, implicați-vă voi, consacrați-vă voi. Ce să facem să aducem minunea lui Dumnezeu? Să avem compasiune și să ne consacrăm în compasiunea aceasta. Apoi,
Aș vrea să vă aduc aminte de Maica Tereza, de multe ori v-am spus exemplul acesta, pentru mine este mai dulce decât dulcele. Se zice că îngrija într-o zi, într-o leprozerie de niște oameni cu lepră care le cădea carnea. Și un american a mers în vizită la leprozeria aceea, luându-și măsurile de precauție să nu se contamineze, și a văzut-o pe femeia aceasta cum îngrija de omul acela lepros, față de care nu avea nicio legătură de rudenie, și și-a spus, eu n-aș face asta nici pentru $1,000,000. Maica Teresa l-a privit și i-a spus, pentru $1,000,000 n-aș face-o nici eu. Ea o făcea pentru mai mult decât pentru $1,000,000. O făcea pentru ce va începe după sunetul trompetei. O făcea pentru ce se va întâmpla după ce va coborî Iisus pe norii cerului, iar noi, printr-o putere, printr-o minune neînțeleasă, ne vom ridica la El. Pentru atunci și pentru așa, femeia aceasta făcea ce făcea. Aceasta este consacrare. În al treilea rând, organizare. În al treilea rând, organizare. Priviți versetele 39 și 40. Cuvântul Domnului spune, atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete, pe iarba verde. A luat cele 5 pâini și 2 pești, a așezut jos cete-cete, câte 100 și câte 50. I-a așezat grupuri de câte 50 și grupuri de câte 100. Câți erau acolo? Mii de oameni. Câtă răbdare a avut Domnul Iisus Hristos să-i așeze buchete, buchete. Dar eu dacă eram acolo aș fi întrebat, Doamne, ce-ți mai pierzi vremea să-i așezi buchete? Dă-le, Doamne, să mănânce. Ce e important să ne pierdem vremea, stăm acum să facem organizare cu mii de oameni? Parcă ar fi așa de important să le facă cineva poză. Dă-le, Doamne, să mănânce. Ce-i mai faci, cete, cete? Și Domnul spune, eu sunt o persoană organizată. Și eu lucrez într-o atmosferă organizată. Vă rog să-i puneți cete, cete. Ia timp, nu-i nicio problemă, aveți tot timpul. Ce vreți să faceți cu timpul dacă nu vă organizați? Când minunea se întâmplă, se întâmplă într-o atmosferă unde există organizare. Unde veți vedea dezorganizare, să știți că Dumnezeu n-are nicio legătură cu locul acela. Dumnezeu trăiește într-o lume organizată și universul cu toate galaxiile care se învârt una pe lângă alta sunt atât de bine organizate încât nu se ciocnesc niciodată. Noi toată ziua ne ciocnim. Unul mă lovește în aripa din spate, unul în aripa din față, unul mă lovește în față, unul mă lovește în spate, mașina mie nu mai semne. De ce? Trăim într-o lume unde nu este suficientă organizare, iar dacă organizarea e teoretică, ea nu se respectă. În lumea lui Dumnezeu există organizare. Organizare și fiecare astru ceresc respectă 100% organizarea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu vine pe pământ, El dă exemple de organizare. Frați și surori, Dumnezeu și harul Său și minunile Sale sunt prezente acolo unde există organizare. Iar organizarea trebuie să fie nu după managementul social, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 4, El a dat pe unii. Pe unii ce? Pe unii a dat apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și fiecare cu chemarea lui. Și pot să vă dau foarte multe exemple. Noi de multe ori avem impresia că organizarea este împotriva harului și harul este împotriva organizării. Însă în orice domeniu, proasta organizare nu ajută lucrarea, ci dimpotrivă o împiedică. Rugăciune, versetul 41, și a ridicat pâinile și peștii și s-a rugat. Frați și surori, dragi prieteni care în seara aceasta sunteți la Betania, dacă vrem minunea lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm cu adolescenții care îi vedem aici duminică seara, cu tinerii care îi vedem aici duminică seara, cu bărbații și femeile care îi vedem aici duminică seara. Trebuie să ne strângem în grupuri mai mici și să ne rugăm cu pasiune și cu interes, spunând, Doamne, nu face după cât merităm noi, ci după cât merită Fiul Tău. Trebuie să ne întâlnim și să ne rugăm. Trebuie să vă dezvoltați obiceiul de a vă ruga acasă, în biserică, și rugăciunea să fie concretă și să pornească din inimă. Apoi trebuie să conservăm ce ne-a dat Dumnezeu. Observați versetul 44, ceea ce rămăsese. Versetul 43, au ridicat 12 coșuri cu părmituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Au conservat resturile, le-au luat și le-au păstrat. Suntem chemați să păstrăm valorile acestei cărți, să le conservăm. Principiile lui Dumnezeu trebuie conservate. Oamenii lui Dumnezeu trebuie păstrați.
Scopul lui Dumnezeu trebuie păstrat. Nu-l schimbăm cu niciun alt scop propus de oricine. Nu le schimbăm cu alte principii propuse de altcineva. Avem și ne este suficient principiile lui Dumnezeu. Noi le consacrăm, le punem în inima noastră și închidem inima ca o conservă unde nu mai are nimeni acces. Și aceste cuvinte ne vor guverna viața. Pentru ca să se întâmple minunea lui Dumnezeu în viața noastră, trebuie să ascultăm cuvintele lui Dumnezeu înainte de a avea pâinea și mai apoi să le păstrăm. Iubită Biserica Domnului Iisus, dragi prieteni, în încheiere, minunile sunt felul în care noi numim acțiunea lui Dumnezeu, care este supranaturală. Minunea lui Dumnezeu rezolvă nevoia noastră. Ea are în vedere nevoia spirituală și nevoia biologică. Minunea lui Dumnezeu este expresia milei lui Dumnezeu. Și la aceasta suntem chemați și noi. Ce să faci ca să aduci minunea lui Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în biserica ta? Să ai compasiune, să fii o persoană consacrată, să fii un om organizat după cuvântul Domnului, să te rogi și să păstrezi ce ți-a dat Dumnezeu, să le conservi cu pasiune și cu respect pentru Domnul. Aș vrea în această seară să ne oprim chiar acum și chiar aici. Și cu toate aceste cuvinte pe care Domnul le-a adus în prezența noastră și cu care ne-a provocat conștiința, să ne rugăm. Și te invit, dragul meu, să te rogi nu cu ceea ce eu te sfătuiesc, ci cu ceea ce Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă în această seară. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună lui Dumnezeu.